Hai de mine, camion cu ghinion. A spus eu că n-ajung departe cu hardughia ta. Aici te-ai găsit să faci pană și tocmai acum, când carnamila asta de porc la șeful acasă, dacă dau de belea. Dita mai mașină de 10 tone, transportă un utilaj cu 4 ciolane, mangaliță. Băi! Păi să nu guiți, auzi? Să nu guiți că aici claxonat e interzis. Tu ai acoperire, stai acolo sus, sub prelată. Dar pe mine, cine mă acoperă? Că prăpădez motorirea. Și culme, telefon nu e decât la postul de miliție. Să zicem că îmi dau voie să telefonez de la ei. Da! Cum vorbesc eu să nu se înțeleagă de purcel? În foaia de parcurs scrie clar, transport un utilaj foarte important. Da, ce să fac? Să încerc. Să trăiți. Noroc. Să trăiți, așa, domnule major. Mă iertați că vă deranjez, știți? Am rămas cu camionul în șosea și aș vrea să vă rog, dacă veți, să-mi dați voie să dau și eu un telefon. Să fie să mă... Cu plăcere. Vă mulțumesc foarte mult. O să zic că... Luminița, nevastă mea. Rene, pătate, Scarlat. Director Scarlat. Alo? Bună ziua, cu tovarășul Scarlat. Fetiță, dă-mi atunci pe mămica. Da. Sărumâna, vă rog să mă iertați că vă deranjez, sunt șoferul Pășcăluță. Da, știe tovarășul Scarlat în ce problemă. Da, să revin? Nu! Nu, nu se poate, știți, sunt pe șosea. Dau telefon de la... de la un prieten. Să trebuie să faci un plutăner major. Da, de la un prieten, car, un agregat. Da, e cursă specială, un agregat pentru soțul dumneavoastră. Da, cu mâine, nu mâine, mâine nu se poate. Nu, vă rog foarte mult, nu mâine, că slăbește agregatul. Să știți, slăbește sau moare de sete că n-a băut apă de azi dimineață. Da, vă rog, da, nu eu. Cum să vă explic în termeni mai tehnici ca să mă înțelegeți? Uitați cum e. Dau telefon de la un prieten și n-aș vrea să deranjez. Nu pe el, pe mine. Să trăiți, să trăiți, dragi plutăner major. Vă mulțumesc foarte mult. Da, da, să știți, agregatul e împiedicat în camion. Nu fuge, guiță. Nu înțelegeți, cum să fac eu? Să știți, eu dezleg agregatul și dau drumul pe câmp să se ducă unde o vrea suflețelul lui. Să știți, așa nu mai are mult de trăit. Acuși și-i vine și lui sorocul, da? Nu, vă rog, e perisabil. Vă rog, nu închideți. Uitați despre ce e vorba. Să vă iau altfel, dacă nu mă pricepeți. Nu vă dați seama în ce situație grea mă aflu. Nu, sunt... Așteaptă agregatul, că nu pot să-l rivez la timp. Și se supără tovarășul director. Îmi crapă obrazul de... Îmi crapă șoriciu de rușine. Vă rog, da. Cum mai clar, tremur ca o piftie. Din ce e făcută piftia? Dar să vă iau altfel. Afară e urât, plouă. A umblat agregatul cu paiul în gură. Nu mă pricepeți. Cum să vă iau eu? Eu i-am spus șefului că nu vreau să fac transportul ăsta, dar când te bagi în tărâțe, te mănâncă agregatul. Sigur, e unul mare, că dacă era un agregat de lapte, îl aduceam într-o sacoșe, nu era o problemă, îl căram cu mâna, nu luam basculanta asta, da. Sigur că se putea trimite și cu trenul, dar atunci plătea șeful. Din buzunarul lui. Nu, vă rog, nu vă supărați. Am să vă spun o poveste. O poveste de Ion Creangă. Povestea agregatului. Da, erau agregate din astea și pe vremea lui Creangă. Numai atunci le creștea omul în ogradă, știți? Acum și cei care au ogradă vor să le cumpere tot de la magazinul de agregate. Și agregat congelat, și agregat proaspăt, și costiță de agregat cu fasole.
Păi ce să fac? Mai clar nu se poate. Nu v-am spus, telefonez de la un prieten. Dar cum nu? Dar m-am săturat. Nu... Vă rog, al... A închis. Era soția șefului. Nu știu ce are săraca, că nu pricepe nimic. Iar eu te-am înțeles perfect. Foaia de parcurs, te rog. Eram sigur. Camion cu ghinion.